Astăzi 24 iunie, expediția Drumuri Africane 2012, suntem în Dar es Salaam, mai precis într-o peninsulă. Pe 19 iunie am intrat în Tanzania din Malawi, am parcurs circa 600 de kilometri și suntem foarte curoși deoarece am plecat din Cape Town, de unde se întâlneau cele două oceane, Atlantic cu Indian. Mers pe coasta de vest, pe lângă Oceanul Atlantic. Am traversat Africa de la stânga la dreapta și am ajuns din nou la Oceanul Indian. Tanzania este o țară dezvoltată cât de cât. Găsești de toate. Ne-am oprit la Mikati Beach, după ce am trecut cu feribotul. Am trecut cu mașina pe peninsulă, unde vom sta câteva zile, iar apoi vom pleca de aici spre Zanzibar. Suntem pe plajă. Azi dimineață apa era aici. Acum apa este acolo. Deoarece valurile se sparg la circa 15 km de plajă, apa este foarte lină, nu are valuri, iar fluxul și refluxul la fiecare 6 ore își arată cu adevărat puterea. Ce este bine? Este bine că acum la reflux, ca să faci baie, trebuie să fugi cam 800 de metri și apoi te poți arunca în valuri. La reflux, o mulțime de localnici vin pe plajă și toți culeg câte ceva. Nu prea știu exact ce culeg, dar ori este de mâncare, ori este de vânzare. Se plimbă cu câte o plasă și bănuiesc că caută creveți, caută peștișori mici, caută scoici, o multitudine de lucruri care foarte multă lume și din localnici trăiesc din lucrul acesta. Așteaptă refluxul, deoarece multe creaturi mici rămân blocate în gropi cu apă, de unde sunt foarte ușor de prins. După cum vedeți, toate bărcile au rămas pe uscat, iar lumea se plimbă pe plajă, inclusiv Masai, care nu știu ce caută aici pe plajă. Masaii de obicei trebuie să stea cu vacile în stepe, dar masaii sunt folosiți, după câte am înțeles, sunt folosiți pentru securitatea locului. Nu știu de ce sunt atât de temuți, dar toată lumea se teme de ei. Au un băț, se îmbracă ca femeile, și au un băț care îl cară tot timpul, sunt foarte înalți. Nu am văzut niciun masai sub 1,85 m. Și ei sunt angajați de către resorturi pentru a asigura securitatea locurilor. Show me your moves and I show you. Vorbind de flux și reflux, aceasta este imaginea după 6 ore, în aceea zi, bineînțeles. Apa era la 700-800 de metri, acum este aici. Deci, după cum vedeți, toată acțiunea de a culege ce se mănâncă sau se vinde toată ziua a dispărut. Acum lumea a venit la baie, petrecere
și a se răcori. Vaporul care era ancorat și stătea pe uscat se leagănă liber pe valuri. Nisipul este ceva fantastic, este ca și cum ai sta pe gips, pe ciment. Este de o finețe ieșită din comun. Este gri la culoare când este ud, dar se face absolut alb în razele soarelui și când se usucă. Tanzania până acum a fost frumoasă și încă nu am vizitat decât o mică parte din Tanzania. După cum am spus, vom merge în Zanzibar, unde este o insulă, și vom relata și de acolo, iar vom continua expediția spre Serengeti, unde vom da imagini care nu trebuie să le ratați, deoarece sunt imagini uluitoare. Sunt Martin Aringhe și transmit de pe malul Oceanului Indian din Dar es Salaam pentru Capital TV și de data aceasta nu trebuie să fug 700-800 de metri să arunc în apă, este doar aici.